Luni 26 august, Aldea a decis să rupă alianța de guvernare cu PSD. Ca urmare a acestei decizii, un important funcționar public din județul Hunedoara, sprijinit de Alde, și-a înaintat demisia din funcție. Ca urmare a ieșirii de la guvernarea partidului Alde, subprefectul județului Hunedoara, domnul Dorel Ovidiu Bretean, a înaintat astăzi, 27 august anul curent, domnului Mihai Viorel Fifor, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne interimar, demisia sa din funcția de subprefect al județului Hunedoara, rămânând la dispoziția ministerului până în momentul revocării sale din funcție prin hotărâre de guvern, conform ordonanței de urgență numărul 57 din 3 iulie 2019, privind codul administrativ. Se arată într-un comunicat al biroului de presă al instituției prefectului județul Hunedoara. Dorel Bretean ocupa funcția de subprefect al județului Hunedoara începând cu data de 19 iulie 2017.